În prezența mai multor academicieni și nume notorii din medicină, Eva Gudumac, Svetlana Șciucă și Emil Ceban au prezentat cartea Esențialul în infecția COVID-19 la copii. Manualul vine să le întindă o mână de ajutor specialiștilor implicați în tratarea noului virus în rândul copiilor. Unul dintre autorii cărții a declarat că de la debutul pandemiei, cadrele medicale din întreaga lume ar fi schimbat 11 preparate până i-au găsit ac de cojoc infecției. Pentru a împiedica comiterea unor eventuale greșeli, în carte se regăsește istoricul, măsurile de prevenire, răspândire și combatere a COVID-ului. Nu știu de ce există o neîncredere în vaccinuri, o neîncredere în medicină, o neîncredere în medici, dar atunci când se întâmplă nenorocire, de ce fiecare vine la medic. Noi ne-am străduit ca în acest volum să acumulăm, să analizăm acele date care sunt obiective, acele date care sunt confirmate științific la copii, avem toate sistemele și organele încă nu sunt bine maturizate. Avem sisteme imature și, prin urmare, afectările date, dacă se întâmplă din perioada neonatală, el pot avea consecințe destul de grave în viitorul acestui copil. Potrivit autorilor, cei mai mulți pacienți copii au vârstele cuprinse între 11 și 17 ani, iar fiecare al patrulea minor infectat dezvoltă bronșită sau pneumonie. Specialiștii au îndemnat moldovenii să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2. Numai așa vom scăpa de pandemie, conchid aceștia.